Am ajuns la ea azi. Am ajuns pentru că face Luca în not și uite că e a treia ședință la care venim. Și stau și mă gândesc că la nici 100 de kilometri de aici e așa un dezastru ce se întâmplă cu viețile oamenilor, cu situația asta de, pur și simplu de neconceput, de neînțeles, de neacceptat, de netolerat și neurles foarte multe. Copii puși pe drumuri, aiurea, familii despărțite și o întreagă nebunie pentru nimic, clar. Aici încă e liniște. E o liniște apăsătoare care îi strivește. Sunt o mie de gânduri care tot îți trec prin minte și încerc să le așezi cap la cap. Astăzi am fost la un atelier și în pauză copiii se jucau, făceau ca sirenele. Deci se încrețește pielea pe tine. Nu știi ce să pricepi. Cumva parcă e o poveste dintr-o carte pe care o citit-o, ar fi trebuit practic să o citească multă lume, dar după cum stau lucrurile, ori o citit-o și nu înțeles nimic, ori nu o citit-o. Și cine suferă până la urmă? Oamenii simpli, care își duc viețile, fiecare, când toată lumea are milioane și oligarhi și mai știu ce mai au ei. Oameni, familii, cu poveștile lor, cu chinurile lor, cu zbuciumurile lor, cu... Pentru ce trebuie să vină, să te scoată careva din casa ta, din sărăcia ta, să-ți bombardeze blocul, să nu mai înțelegi nimic. Așa viața asta e, așa de scurtă și de grea.